Bună dimineața! În primul rând vă doresc un an universitar în care să vă regăsiți aspirațiile și să vă dovediți calitățile. Să facem cunoștință, mă numesc Corneliu Bălan, sunt titularul de curs la o materie care sigur are o denumire destul de ciudată din punctul meu de vedere, și anume fenomene de transfer sau de transport în medii fiziologice. Deci dacă ar fi să scrim, este o sală ciudată, o să vă explic eu de ce este o sală ciudată. În primul rând vă mulțumesc că pot să filmez cursul. Acum încă nu m-am decis dacă o să filmez cursul dumneavoastră sau cursul de la seria cealaltă, deoarece să spunem, topologia locului, sălii celelalte, este mai bună. Deci mă numesc Corneliu Bălan. Dacă puneți aici un punct și mai merge aron.upv.ro, aveți adresa mea de e-mail. Da? Deci este adresa. Iar cursul pe care îl vom face împreună se cheamă Fenomene de transport în medii fiziologice. FTMF. Nu prea îmi place abrevierea aceasta, deși sau nu voi spune. Însă, la început, sigur, vom încerca să vedem despre ce este vorba în acest curs și mai ales ce semnificație are titlul pentru ceea ce vom face noi de aici încolo. Am o rugăminte, deoarece trebuie să intru la tablă. Doi băieți să vină în față. Și să luăm această bucată. Și mutați-o puțin. Sau puneți-o jos aici. De exemplu, dumneavoastră știți care este problema acestei săli? Vă dați seama de ce această sală nu este proprie unui curs? Adică ce vă deranjează la această sală? Sigur, are o dimensiune necalibrată pentru uz. De exemplu, în această sală, eu am făcut laboratorul. Era sală de laborator în urmă cu 40 de ani când eram student. Problema în sine este următoarea. Vedeți, în orice sală de curs, din păcate, configurația sălilor dumneavoastră nu este proprie, dar dacă mergeți prin AN-ul sau în localul nou, dar chiar și aici, amfiteatru înseamnă că dumneavoastră sunteți sus și profesorul este jos. Vedeți? Profesorul nu trebuie să fie pus pe un piedestal ca să domine sala. Sala trebuie să fie cea care se uită în jos către profesor. Semnificația unor astfel de lucruri, să știți că nu este minoră. De exemplu, sunt foarte sigur că fiecare dintre dumneavoastră învață bine într-o atmosferă, să spunem, familiară, sau într-o atmosferă care să-i permită concentrarea, creația, atenția și așa mai departe. Ori, după părerea mea, această sală este stupidă. Adică eu sunt și mic de statură și mă uit și de sus așa. Adică nu este un schimb normal. Dar dumneavoastră trebuie să vă uitați de sus către profesor. Lucrul acesta are și o anumită semnificație psihologică, pentru că toți suntem aici la medii fiziologice. O să discutăm puțin ce înseamnă un mediu fiziologic, deoarece mie nu este foarte clar. Dar, sigur, poate în discuția cu dumneavoastră se va clarifica puțin acest lucru.
Și anume, profesorul trebuie să aibă tăria de a transmite informații. Pentru aceasta, el trebuie să se simtă under pressure, cum să spun. Nu să domine, ci inițial să fie dominat de sală și el să lupte cumva împotriva sălii pentru ca ceea ce spune să pătrundă și să convingă sala, vedeți? Este o anumită psihologie, de exemplu, ca la spital. Nu voi ați fost în spital în primul an? Pe undeva v-a dus sau? Așa. Dacă este un spital de la cu igrazie și cu o pată și un bec pâlpâit, zic, tata, am venit aici să mor. Sigur, îmi fac chem preotul, îmi fac treaba. Nu, dar dacă este o sală frumoasă așa, cu poate un televizor, niște flori, o deschidere lumină, ai alte gânduri. Poate ți se pare că viața este frumoasă. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru cineva care este suferit. Vedeți, toate aceste sentimente... Voi sunteți aici? Hai! Toate aceste lucruri diferă un mediu, să spunem, care nu este viu, față de un mediu viu. Fiziologia în sine este despre lucruri vii, despre ceva care are un plus față de celelalte substanțe cu care noi suntem obișnuiți. Acel ceva este, de exemplu, poate acest sentiment sau această contribuție a pacientului în a-și rezolva boala. Adică o contribuție de natură psihologică, nu numai fiziologică. Dacă este să definim, de exemplu, ce este fiziologia. Nu este vorba despre studiul naturii, într-un fel larg. Al ființei vii. Ce este o ființă vie? Este o treabă ambiguă. A o defini. Și poate odată o să discutăm despre acest lucru. Deci, vedeți, contextul acesta face ca poate schimbul... Deci pe mine mă enervează chestia asta când stau sus, eu aș vrea să stau aici, dar dacă stau aici, sunt departe de tablă și nu pot să scriu. Acum, de ce am ales eu sala aceasta? De regulă, dumneavoastră, sunteți cantonați în sala de vis-a-vis. Dar sala de vis-a-vis nu are decât o tablă mică, iar eu scriu pe tablă. Adică eu sunt un tip de modă veche. Înțelegeți? Adică eu când văd proiectorul, nu mi-aduc aminte decât de o fază de când eram student. Deci când eram student, erau niște proiectoare, nu vreți să știți, că la cinematografele sătești. Nu știu dacă mai sunteți din sat aici cineva, dacă știe chestia asta, nu se știe. Bun. Adică ceva monstruos așa, care proiecta, așa, era un singur amfiteatru în Politehnică, unde se făceau aceste proiecții. Și odată căutam pe cineva și deschid acolo, era o liniște mormântală. Era și întuneric, așa. Și eu mă uitam, ăla vorbea, acum nu știu despre ce vorbea profesor, nu contează chestia asta. Și un student îmi zice, șș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 
Așa. Deci plecând de la această impresie, sigur, fiecare cadru didactic își aranjează cursul, am să fac și eu câteodată proiecții, însă consider că modul live, adică a scrie pe tablă, îți lasă timp de gândire. Și mă gândesc la bunicul meu, bunicul meu scria cu tocul și cerneal. Și bineînțeles, eu eram cu stiloul, pixul sau ce era pe vremea respectivă și îl întrebam, dar de ce bunicule scrii cu tocul și cerneal, ca să am timp să mă gândesc ceea ce scriu. Vedeți? Deci este importantă chestia asta. Bun, acum, pentru că ne-am strâns cu toții, aș vrea să trasăm puțin niște coordonate sau, cum se spune, un frame al acestui curs. Și anume, cum dumneavoastră știți, participarea la curs este, într-un fel sau altul, depinde de dumneavoastră, nu participarea la laborator. Să ne înțelegem, acolo sunteți obligați.
Prezența dumneavoastră la curs nu intră în punctaj, sub nicio formă. Din această cauză, eu am următoarea propunere pentru dumneavoastră. Dacă dintr-un motiv sau altul, o indispoziție psihică de regulă, sau, Doamne ferește, o indispoziție fizică, adică în sensul că ai băut așa de mult în duminica seara, încât ți este peste poate să te scoli. Sau te scoli să te duci la toaletă să-ți reverși năzucul seric. Dar asta este altă problemă. Sigur, e o problemă de fiziologie, să ne înțelegem. Da? Dar vreau să facem un agreement. Acest agreement este așa. La acest curs participă studenții care sunt interesați de curs. Da. Dacă dintr-un motiv sau altul vrei să citești click, eu n-am nicio problemă. Dar nu în această sală. De asemenea, eu vă sfătuiesc sincer să închideți mobilele. Pentru că treaba asta mă deranjează enorm. Adică există posibilitatea, de exemplu, să te țin minte și atunci treaba s-a cam încheiat pentru tine. Da. Sigur, există drepturi și obligații și din partea dumneavoastră și din partea mea, dar știți că anumite lucruri sunt interpretabile. Deci e bine ca cei care vin aici la acest curs să fie interesați de acest curs. Având în vedere că prezența nu contează. De asemenea, toți dintre dumneavoastră veți primi cursul, o să vi-l aduc data viitoare, vă faceți niște copii, adică îmi dați un stick, pentru că sunt scanate foile. În principiu, fie acest curs, fie cursul celălalt, este filmat. Toate cursurile mele sunt puse pe YouTube. Dacă vă interesează, vă puteți uita la cursurile de mecanica fluidelor. Este pentru prima dată când filmez acest curs, dar toate cursurile mele pe care le țin de mecanica fluidelor la energetică sunt pe YouTube, Fluid Mechanics UPB, din toți anii, deci le puteți vedea și acum. Acum, despre examen, pentru că așa este regula în Politehnică, trebuie să vă spun cum se desfășoară acest examen. Sigur, eu îmi fac datoria să vă spun cum se desfășoară examenul, cum se desfășoară, cel mai bine întrebați pe studenții din anii mai mari. Sau dacă sunt aici unii care au dat examen cu mine, asta nu știu. Oricum, ideea în acest an va fi puțin modificată în următorul sens, pentru că s-au împlinit, cred, 5, dacă nu chiar 6 ani, de când este înființată facultatea dumneavoastră și de când țin acest curs. Și știu de la un mare matematician român, Grigore Moisil, măcar pentru bucureșteni știți liceul, sper, că e bine pe o perioadă de 5, 6, 7 ani așa să-ți mai schimbi stilul, pentru că altfel îmbătrânești. Oricum îmbătrânești, pentru că asta este o caracteristică a mediului fiziologic, dar e bine să mai schimb lucrurile. Și atunci, punctajul este cam așa. 50 de puncte, nu trebuie să vă notați. Aici nu ia sebă sau nici. Eu când vă văd așa, este ca o armată, așa zic, ăștia mă tai acum, că vor să scrie pixul, înțelegeți? Și vă pregătiți așa, zic, ăștia, acum pleacă, gata. Și sigur, acesta este un curs introductiv, o să mai scriți voi, dar problema aici nu este scrisul. Problema este să nu plagiezi ceea ce scrii. Se pare că asta e problema în societatea. Dar revenind la punctaj. Deci dumneavoastră aveți 50 de puncte în cursul anului. O să vă spună colegii mei la laborator cum se face acest punctaj. În principiu, cei mai buni obțin cam 45 de puncte, ceea ce este un punctaj foarte mare. După care vine examen. La examen, promovabilitatea se spune că este așa. Minim 25 de puncte, deci o parte dintre dumneavoastră nu vor intra la examen, deoarece nu vor obține aceste 25 de puncte, deci vă spun că acesta este regula. Și trebuie să obținem minim 20 de puncte la examen.
Aceste 20 de puncte se pot obține, de exemplu, în prima parte a examenului, timp de oră, dumneavoastră veți da un fel de test grilă. În urma acestui test grilă, dumneavoastră puteți să obțineți cele 20 de puncte. Deci puteți să promovați examenul. Dacă aveți, de exemplu, 30 în timpul anului. Dacă aveți 40, sigur. Deci, oricum, în urma acestui test, dumneavoastră, în principiu, nu puteți obține o notă mai mare de 7. Dar este un test relativ simplu, care vrea să stabilească foarte clar ce cunoștințe de bază aveți dumneavoastră, sau dacă ele sunt suficiente. Pentru cei care doriți note mai mari, de 7, 8, 9 sau 10, dumneavoastră veți primi, și aici intru în stilul meu clasic de a da examenul, 5 probleme, o lună de zile înainte de examen, pe care le vom discuta la examen. Adică dumneavoastră aveți o lună de zile să le rezolvați, eu mă așez lângă dumneavoastră, bem o cafea împreună și eu te întreb, de exemplu, explică-mi cum ai rezolvat problema numărul 2. Și tu mi explici cum ai rezolvat problema numărul 2. La această etapă, dumneavoastră aveți acces la orice sistem informațional doriți. Adică cursuri, internet, cafe, YouTube, ce vreți dumneavoastră. Vreți cu ce cărți vreți, nu e nicio problemă. Adică poți să te uiți în carte, poți, dar un singur lucru nu poți, să-ți întrebi vecinul. Și este un motiv pentru care nu vă las să vă întrebați vecinul. Poate o să vă mire ceea ce vă spun acum, dar eu cred că întotdeauna cel pe care îl întreb e mai prost decât tine. Și lucrul este o aplicație bijectivă, adică dacă tu îl întrebi pe ăla și ăla îți răspunde mai prost decât tine, dacă ăla te întreabă așa, e mai deștept decât tine. Înțelegi? Și treaba asta este foarte interesantă și să vă spun ca psihologie de unde provine chestia aceasta și de unde eu am învățat. Când am predat o parte de cursuri peste oceane, era o problemă, că aici este o obsesie asta cu copiatul, care acum se vede că e treaba cu plagiat, adică este același lucru, este obsesia, cum să spun eu, sistemelor cretinoid asamblat. Și că să-i așezăm, să nu copieze, nu știți foarte bine. Și deodată un student a văzut că acolo este peste poate să se copieze. De exemplu, profesorul dădea niște teme și temele erau puse pe culoar în fața biroului profesorului. Fiecare venea, lucra teme, adică lucrau teme în continuu și le punea acolo. Și profesorul le corecta. Și eu, bineînțeles, l-am întrebat pe ăla, dar dacă eu iau o temă acolo, o copiez și pun tema mea, nu? Care e problema? Și ei, în primul rând, studenții nu prea înțelegeau care e treaba, ce înseamnă să copiezi. Așa. Și aveau două motivații să nu înțeleagă. O primă motivație este că ei plăteau bani ca să fie învățați. Vedeți? Adică el nu plătea bani ca să nu afle nimic. Să nu fie mai deștept. Să n-aibă mai multe cunoștințe. El pentru asta plătea bani. Și atunci interesul lui era să știe. Nu să aibă o hârtie. Eu pe cinstea mea aș vinde hârtiile astea imediat cu condiție să dai 50.000 de euro. Și acel 50.000 de euro să-i fac laboratoare ăluia care vrea să învețe. Diploma aia are o dungă verde așa pe spate în care cine o întoarce știe că l-ai tâmpit. Înțelegeți? Dar iau bani. Problema e ce faci cu bani. Dar am închis paranteza. Deci ăsta este un aspect. Al doilea aspect, foarte interesant din punct de vedere al psihologiei masei, și poate o să mă auziți pe mine câteodată, dom'le, de ce în România poate lucrurile nu merg întotdeauna foarte bine? Și de ce câteodată lumea se supără
când spune că ești neam de slugă, adică ai mentalitatea de slugă, care este puternic încetățenită, din păcate, în mediul românesc. El mi-a spus așa, dom'le, eu dacă copiez de la el, înseamnă că sunt inferiorul lui. E corect? Înseamnă că eu recunosc că sunt mai prost decât el și atunci el este mai bun, deci trebuie să iau de la el. Deci, uite, așa se clădește complexul de inferioritate. Adică de fiecare dată copiind de la altul, tu în sinea ta recunoști că ești mai prost. Și știi mai puțin. Pe de altă parte, dacă promovezi copiind, înseamnă că zici, bă, că-s deștept, adică vedeți cum caracteristicile societății românești se formează din școală? În acest mod? Și atunci, sigur, când ieși în lume, îl vezi pe ăla care zice, uite, bă, ce prost e, dar se dă mare. El are concepția de învingător. Tu dacă copiezi o facultate întreagă, ai concepția de slugă. Adică, cu alte cuvinte, o scot eu la capăt dacă mă dau bine cu șeful. Asta înseamnă concepția de slugă. Și atunci, cum poți? Tu nu poți să creezi o societate din slugi. Deci ar fi bine, poate, sigur, eu nu spun că e corect în 100% ceea ce spun, dar ar fi bine să reflectați și la aceste lucruri când veniți la un curs. De exemplu, întotdeauna când încep un curs, doresc să fac ceva diferit. Acum, sigur, e un caz special, pentru că nu vreau să se creeze un decalaj între seria dumneavoastră și seria colegilor, pentru că eu am vrut să vin ieri la curs, dar am zis că mă duc ăștia la Mărcuța, că mă vin la curs la ora 8 dimineața, orarul nefiind afișat, din câte am înțeles. Eu știam că e la 8. Acum, ca să înțelegeți, vedeți, un anumit limbaj, când spun Mărcuța, să era casa de nebun de pe Pantelimon, înainte de al doilea război mondial. Și când spuneai, bă, păi mă duc la Mărcuța, adică tata am înnebunit și mă duc și eu acolo să mă liniștesc. Da? Deci, acesta este sensul. Apropo de această chestie, fiecare curs bănuiesc că are un limbaj. Ori, una din problemele, zic eu, a învățământului în general și nu numai la noi, este ca profesorul să aibă același limbaj cu studenții. Acest lucru este dificil. Și este dificil din două aspecte. Odată, dumneavoastră, sunteți altă generație decât sunt eu și, de regulă, fiecare generație are un anumit tip de limbaj. De exemplu, și pentru voi, nu înțelegeți că ăsta era pe timpul copiilor mei, când îi auzeam pe ăștia spunând nașpa. Și eu nu știam, zic, bă, ce dracu înseamnă asta, băi? Eu nici până în ziua de astăzi, sincer vorbind, nu știu dacă e de bine sau de rău. Adică dacă spui, nu știu dacă voi mai folosiți, că voi sunteți altă generație. Dar să zicem că ați mai auzit când erați la grădiniță sau la școală. Și că, bă, ce treabă nașpa. Și zic, măi, adică e bine sau e rău? Eu nu știu dacă voi știți, nu știi? E de bine sau e de rău? E de rău, în general. Vedeți, în general. Asta e ca tratamentul la medic. Băi, în general, dacă iei pastila asta, face bine, dar poți să și mori. Vedeți? În general. De exemplu, de ce limbajul este important? Pentru că un limbaj real nu se bazează numai pe aceste cunoștințe strict, pe care eu le denumesc tehnice, referitoare la materie. De exemplu, vă spun, principiul conservării masei. Masa este constantă în timpul mișcării unui corp, bla, 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 și așa mai departe. Ăsta este un limbaj tehnic. De regulă,
limbajul creează o atmosferă pentru a stabili și a înțelege mai bine cunoștințele care se transmit. Și atunci acest limbaj se ramifică în zona, să zicem, de cultură, în zona socială și așa mai departe. De exemplu, speech-ul meu de astăzi, referitor la copiat și tot spuneam plagiat, n-are nicio valoare dacă aș ține acest curs în Suedia. Ăla nu înțelege nimic. Ce dreacu are plagiatul cu fenomenele de transfer? Este tot un transfer și plagiatul ăsta într-un anumit fel și tot în anumite medii fiziologice, dacă stai să te gândești, nu? Toată lumea aici știe despre ce vorbesc, dar în Suedia el nu știe despre ce vorbesc. Vedeți, aceasta este una din probleme și știința dorește să facă un limbaj unic, astfel încât dacă eu fac un subiect, cum ar fi, de exemplu, curgerea sângelui prin vase capilare, să-l înțeleagă și ăla din Singapore, și ăla din Malvine, și din Argentina, și din Brazilia. Ăsta este limbajul tehnic, însă limbaj tehnic fără suport cultural înseamnă că nu are viață. Și atunci tu nu poți să-l aplici. De exemplu, aceasta o să mai discutăm noi, este una din problemele învățământului în Statele Unite. Deoarece foarte mulți asistenți vin din zona asiatică, ei nu cunosc, nu numai că nu cunosc bine limba engleză, nu cunosc cultura respectivă. Și atunci educația, vedeți, devine fadă de această componentă fiziologică a limbajului. De exemplu, limbajul după o anumită vârstă, cum sunt eu, are multe conotații culturale. Și de fiecare dată mă întrebine, domnule, eu spun lucrul acesta cultural. Dar îl înțeleg studenții, este clar că voi n-ați apucat să citiți toate cărțile pe care le-am citit eu. Sau poate citiți alte cărți. Sau poate aveți alte, să spunem, sisteme de informare. De exemplu, o să facem o aplicație odată la curs, o să vă spun eu dinainte, când toată lumea să vină cu tablete sau să conecteze, nu știu, facem o chetă, vă dau 100 de lei, să aveți la internet, măcar pe masă, legătură fiecare. Așa, și să vă pun să căutați niște termeni și o să vedeți cum majoritatea nu sunteți capabili să dați o definiție corectă a termenului respectiv, chiar dacă informația există undeva. Vedeți, când un organism este bolnav, el dă mai multe informații. Problema medicului este următoarea. El este capabil să capete aceste informații și să le înțeleagă și să aplice un tratament corespunzător sau nu? Vedeți? Deci iar revin la un fapt pe care toată lumea îl știe, cu decesul nefericit al lui Gül Pasu. Nu? Dacă primul medic interpreta toate datele informaționale pe care mediul fiziologic le transmitea, vedeți, acționa cu siguranță altfel. Dar nu a făcut-o. Și atunci, pentru studenți, eu întotdeauna pun următoarea întrebare. Tu vei termina o facultate. Să zicem aceasta. Inginerie medicală, vei lucra într-un domeniu. Eventual vei face un masterat sau pentru cei aleși, poate veți face un doctorat. Se pune întrebarea. Tu ca fată ai naște cu un medic care este făcut medic așa cum ești tu făcut inginer? Sau inginer? Asta este întrebarea fundamentală. Tu ca bărbat ți-ai lăsat soția să nască un medic care are capacitatea de medic
așa cum ai tu capacitatea de inginer, fiecare o să-și dea un răspuns aici. Pentru că despre asta este vorba la o adică. Vedeți? Asta înseamnă responsabilitate. Deci este bine să reflectăm, pentru că, vedeți, aceste reflexii reprezintă, de fapt, ceea ce diferențiază un mediu viu față de o bandă. Întotdeauna apar niște variabile noi, pentru că structura respectivă reacționează într-un mod pe care noi nu-l știm. Pe care încercăm să-l înțelegem, încercăm să-l modelăm. Dar nu știm, nu-l cunoaștem în totalitate și atunci te surprinde ce face o celulă. Ca să nu mai vorbesc ce face un organism. Deci cam acesta este contextul. Revenind la limbaj, de exemplu, eu mă gândeam așa să spun, păi de ce filmez eu cursul sau de ce țin eu ca acest curs să fie filmat? Și am în minte, de exemplu, ceea ce spunea un mare dirijor român, Celi Vidache, care nu vroia să facă înregistrări în studio. De exemplu. Și spunea așa, că muzica se face o singură dată și cum îți iese, așa îți iese, în sală. Adică iese bine, iese prost, asta este. Dacă fac înregistrare în studio, atunci simt că ceva este greșit, opresc, repet pasajul, iar mă fac. Sigur că tu în final vei putea avea o piesă bec, dar unde este sentimentul? Unde este greșeala omenească? Sigur, câteodată mă uit la aceste cursuri, sunt, bă, ce prost am fost, sau ce tâmpenii au spus, bine că nu se prinde el. Înțelegeți, cam asta este câteodată ideea, sigur. Nu pot să fiu exact. Dar aceasta este realitatea. Ești bun, ești prost, adică trebuie să ai această, să zic eu, atitudine prin faptul că în viața e făcută și din erori. Dar să nu fie erori majore sau mai ales să ți le recunoști atunci când le faci. Referitor la modul în care acest curs se va desfășura, eu voi face, cred, în primele două cursuri, un experiment cu dumneavoastră. Și anume, vreau să văd dacă capacitatea dumneavoastră poate rezolva niște probleme numai prin ceea ce știți până acum. Eu am speranța câțiva dintre dumneavoastră veți reuși. De ce doresc să fac chestia asta? Dom'le, nu știu de ce în ultima vreme am o oroare de stilul ăsta. Prima dată eu îi spuneam stil de ase. Adică ea care se duc și scriu în continuu. După care am văzut că foarte mulți de aici vă duceți pe calea pe care eu o denumesc de medicină. Și ei scriu în continuu. Înțelegeți? Și zic, dom'le, scrii, dar din discuțiile cu dumneavoastră după atâția ani de examene, am văzut că degeaba scrii. Dacă ceea ce scrii nu trece printr-o anumită conștiință. Adică una este să descoperi singur o formulă prin mintea ta, alta este ca profesorul să-ți o pună pe tablă. Tu o copiezi de pe tablă și vrei să o, de regulă, să o reproduci. Fără să înțelegi ceea ce se întâmplă acolo. Și pentru că este un curs introductiv, eu mi-am fixat, sigur, una din temele fundamentale din domeniul nostru. Și anume este vorba de curgerea prin artere, prin vene, a sângelui. Da? Vă dați seama că nu poate exista, practic, un fenomen real de transfer sau de transport în corpul uman fără a ține cont de deplasarea
să spunem, fluidelor numite biocorporale, cum ar fi, de exemplu, cel mai reprezentativ, sigur, fiind sângele. Și am adus pentru exemplificare niște obiecte și înainte de pauză, întotdeauna este bine să plecăm de la un experiment. Da? Ia să vedem ce v-am adus aici. De exemplu, știți la ce folosește bila aceasta? Poftim? Ce? Antistres, foarte bine. De ce? De ce este antistres? Ce faci tu când e stresată cu această bilă? Îi faci așa. Este ca și când, poate ați auzit, când eram eu tânăr, era vestită o chestie că japonezii aveau o sală în care era un sac de box cu figura șefului. Și când avea el așa o furie, nu știu ce, ca să se descarce, se ducea acolo, îi dădea niște puni, și venea fericit. Vă dați seama ce ar fi aici dacă în sala vecină ar fi un sac de box cu figura mea. Sau cu amului didactic. Da? Este ceva similar. Bun. Și acum hai să ne gândim ce înseamnă eliberarea stresului. Eliberarea stresului înseamnă că eu aplic o forță care se repartizează pe o suprafață, iar această forță creează o deformație. Corect? Asta înseamnă. E bine, legătura dintre forțe și deformații este un lucru fundamental în înțelegerea fenomenelor de transport. Și nu numai. Pentru că, practic, este... Voi ați făcut filozofie vreodată? Da. De ce este așa? De exemplu, tu de un... Ce liceu ai tu? La asta. Ăsta în București, nu? Da. Așa, ia spune-mi, ce ții tu minte de la filozofie? Ții minte ceva? Nu. Nu. Bun. Tu ce liceu ai? Hai să o lăsăm. Tu ce liceu ai făcut? Din Brăila. Bă, la Brăila, la voi acolo, se face filozofie. Bun, ia spune, mai rămas cu ceva de la filozofie? Da, chestia că sufletul, deși oamenii doresc să fie liberi, nu sunt liberi. Până și sufletul e închis în drum. Asta am reținut și o citat la după asta, în care spuneam că omul este asemănat cu o trestie. O trestie. Adică... E, hai să, dacă te iei, de exemplu, cum colega dumneavoastră a luat că omul este asemănat cu o trestie, de ce credeți că Pascal a spus acest lucru? Ia zi. Pentru că trestie la care este fragilă și este mereu bădaia vântului, cum este și omul. Adică nu-și poate controla neapărat singur și pe și trecerea prin lume. Este corect. Adică ea pare fragilă, dar se poate deforma sub acțiunea vântului. Deci vântul, care are semnificații de ordin filozofic pe care doriți să le puneți, deformează trestia, dar nu o rupe, încetează vântul, trestia revine la forma inițială. Nu este oare același lucru? Ceea ce vă spun eu este o pledoarie că treaba este foarte simplă. Totul este foarte simplu dacă ai această posibilitate de interconectare așa cum funcționează creierul. Dar, de exemplu, cineva de la care ați făcut filozofie n-a rămas cu ideea că este o problemă în filozofie de cauză și efect? Este una din problemele fundamentale ale noastre. Când observi ceva, înseamnă că are o cauză care produce acel efect. Vedeți? Dumneavoastră vă aflați aici
datorită unui lucru din trecut. Este o cauză pentru care ai ajuns student la această facultate. Ori dacă înțelegi că peste tot se aplică aceste lucruri fundamentale, începând cu viața ta până la ceea ce vezi în natură, problema devine aproape banală la toate cursurile. De fapt, toate cursurile dumneavoastră este un singur curs. Nu-s mai mult. Dar fundamentul este același. Dar, vedeți, prin deformație, tu disipi o energie. Asta este problema. Vedeți, în cazul de față este o energie elastică, pentru că corpul revine la forma inițială. Eu impun prin forță o energie, care știți că este forța ori deplasarea din mecanică, după care îi dau drumul, structura revine și în felul ăsta, eu făcând așa, îmi consum o parte din energie care, să spunem că, slăbește stresul din mine. Disipă. Vedeți? Deci orice fenomen implică aplicarea unei forțe, un răspuns din partea materialului, care înseamnă o deformație, implică o disipare a unei energii sau o conservare a unei energii. Deci în această frază, de exemplu, eu am enunțat practic cele trei principii fundamentale ale mecanicii, sunt principii care dirigează tot ce se întâmplă cu dumneavoastră. Este principiul conservării masei, este principiul conservării impulsului, este principiul conservării energiei. Dar mai este un principiu pe care oamenii nu vor să-l înțeleagă. Și anume că în urma oricărui fenomen, o parte din ceea ce faci tu se va disipa necontrolabil. Cu alte cuvinte, trebuie să dăruiești în viață ca să păstrezi valoare. Biluțele astea ce sunt? De-ați mai văzut. Ce faci cu el? De exemplu, cu aceste biluțe poți să faci masaj. Sunt biluțe pentru masaj. Fie că te doare ceapa că stai la calculator și ți le pui aici și faci un masaj așa. Fie că spui tălpile și faci așa. De ce? Pentru că punctual, vedeți, tu atingi niște senzori care, acest senzor, îți transmit ție o informație și o reacție din organism. Ori aceste lucruri pot activa iarăși niște energii sau pot elibera niște energii din organismul uman. Da? De exemplu, puteți să încercați în pauză, dacă fac așa cu bila asta, cu aceeași forță, vedeți, simt, să spunem, o senzație, când fac cu aceeași forță cu asta, simt o senzație mai puternică. Practic, forțele sunt identice. Dar de ce eu simt o senzație mai mare? Față de aceasta. De ce? Da. Corect. Adică dumneavoastră știți de la liceu că există o presiune. Presiunea sau efortul este forță supra arie. Nu forța este importantă, ci efortul. Vedeți? Pe mine nu mă doare forța. Dacă ea e distribuită pe o suprafață mare, înseamnă că presiunea locală este mică. Dacă aceeași forță este distribuită pe o suprafață foarte mică, înseamnă că efortul va fi mare. Iar efortul generează senzații.
De exemplu, pentru mine, aceste informații sunt aproape suficiente pentru nota 5 la examen. De ce v-am spus astăzi? Dacă știi să-l spui, zic. Da? Ia să vedem ce mai am eu aici. Avem niște structuri metalice, dar și ele se deformează și ele sunt făcute tot pentru masaj. De exemplu, una din întrebări este de ce masajul este benefic pentru circulație. Dacă răspunzi asta, îți dau nota 6. Da. Asta este să masezi degetele. De exemplu, de ce credeți că este benefic, de exemplu, atunci când stai la birou, să stai așa. De ce credeți dumneavoastră? Aveți vreo explicație? Sau o să spuneți că nu-i frumos să stai așa și că nici nu te interesează. Dar eu vă spun, faceți odată nu aici în fața mea, sigur că de la asta e situația, această experiență. E imposibil să nu simți un release. De exemplu, care este avantajul aici, vedeți? Unde se află inima? Aici. Observați că inima este cam pe același nivel cu picioarele. Dacă eu stau așa, înseamnă că între picior și inima este un haș. Deci trebuie să fie ceva legat de presiune. E mai ușor să stai întins, să te relaxezi, decât să stai în picioare. Deci toate aceste lucruri pe care noi le simțim în fiecare zi, cu care avem impact în fiecare zi, au o explicație. Explicația, în principiu, nu este foarte complicată. Complicate sunt alte lucruri pe care o să le discutăm puțin, dar nu sunt chiar atât de complicate pe cum par, după pauză. Deci să luăm o pauză de 10 minute.